Noi zici bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică, să zice. Da. 18 de la pagina 123. Da. Aflați cifra X din egalitatea. Aflați X din 1,1 înmulțit cu, deschideți paranteză, 1,x2 totul cu bară deasupra, da, plus 2,1x cu bară deasupra, da, plus x,21 bară deasupra, 21. Închideți paranteza, este egal cu 3,7 ori, deschideți paranteza rotundă, x minus 3,x cu bară deasupra și închideți paranteza rotundă. Da. Eu tot vizurile mă gândesc să scriu totul în formă de fracție. Așa, te rog. Adică 11 supra 10. 11 supra 10. Ori 100 x2 supra 100. 100 x2 supra 100. Supra 100. Plus 100 x2 așa, da? Da, cu bară de știu. Da, plus. Plus 21 x supra 100. Da. Plus x21 da. Supra 100 da. Egal cu 37 supra 10 37 supra 10 ori x minus 3x supra 10 așa. Ca să putem duce să nu mai avem pe tot pe ceva putem să... Punem același numitor. Da. Pe prima o mulțim cu a 10. Da, de ce să mă... Deci aici, nu? Aici vrei să pui, da. Dar ce operație zici? Ori. Ține. Nu, eu vreau să spun ca să aduc totul la același. Am înțeles. Dar câtă vreme este mulțire, aducem la același numitor? Nu. Nu. Deci o facem așa, așa. La ce amintor? Lăsăm așa asta. 11 pe 10. Da. Nu ești de acord? Da. Da. Deci 11 pe 10, echivalent, v-am spus mică. 11 pe 10, te rog să mă ajuți. Îi mulții cu. Ori, o să fac 111 spre 100. 100. Adică să descompun în baza 10. Pe unde se face 111? Nu, deci 100 plus 10x plus 2. A, dar se punem numitor comun. 100. Da? Și acum zicem? 111. De ce zici 100? Pentru că am 100. Da, ai. Am un 10. Ai un 10. Și am 1. Așa, da. Mai convins. 111 plus 222. 111 plus... 222. 222. Așa. Plus 100... Dai bine așa 222? Da. De ce zici 222? Pentru că am 200. Da. Plus 20. Plus 20. Plus 2. Unde plus 2? E de la 101 x2. 101... Aici x2? Da. Atunci cât e 10? X10. Da, păi... Am 200. 201x. 200. Da. Plus 20. Și aici 20. 200, 20. Cu 2? Și cu 2 de aici vrei să spui, da? Da. 222. Bun. Și plus acum? Deci vine 100x plus 10x plus x vine... 100x. 111x. Așa. Da, 100. Deci plus 111x. De acord. E bine. Egal cu? Da. 37 supra 10. Da. Ori pe 3x paranteză. O să-ți dau după același numitor pe x. Adică să-l împar la 10. Da. Ca să am x pe 10. Adică... Îl împar pe x la 10. Pe x la 10. 10. Dar x-ul e necunoscut. Zici supra 10 așa? Da. Dacă zici supra 10, trebuie să amplifici cu 10.
E 10x pe 1. Ce aducem la 5? A, da. Deci cu 10. Amplific cu 10. Așa. Și aia duc la 10x minus 3, minus 3x. Minus 3x. 10x minus 3. Da, acolo e 3x sau 3x? 3x. E 3. Ia, uitați acolo cum am scris. Păi, ai zis cum aici? 3, x cu bară deasupra. Așa, dar dacă tu ai spus repede aici ce ai spus... Nu, zis cu 10 nu rămâne 3x număr. Deci rămâne cât? 3x număr? Hai să mai vedem încă o dată, se pare că suntem un pic neatenți. 11 pe 10. Aici e și 1x2 supra 100. 2, 1x supra 100. Și x, 2, 1 supra 100. Perfect. 37 pe 10, x minus 3x bar, da? Da, adică e numărul, 3x. Așa, 3x bar, corect. Și ca să nu greșim, să zicem 10x minus 3x bar, da? Bun. Și atunci vine 10x. 10x minus 30 minus x. Minus adică 9x minus 30. Deci minus 30 și minus x, da? Ai zis bine. Totul supra cât? Supra 10. Tot supra 10. Echivalentul. Te rog. Acum vrem să facem. Deci scoate 11 în factor comun. Aici, peste tot, da? Deci vine 11 pe 10. Ori 11 pe lângă... 111 chiar ai spus, nu? Da. Deci 111 pe lângă 1 plus 2 plus 1 x. Plus x. Plus x. Supra 110. Supra 110. Supra 100, 100, mă scuzați. 100, așa, supra 100. Egal. Egal cu... acolo nu neapărat să mai scriem. Putem scrie 37. Deci, 37 ori 9x minus 30. 37 ori 9x minus 30. Așa, pe o paranteză. Da. 9x minus 30 supra 10 supra de ce zice 10? Păi era 37 pe 10 așa ori 100 supra 100 știi de ce? Că e 10 ori 10 la mulțire numărătorii între ei și numărătorii între ei și acum? Acum mă duc ce pot să mai fac? Păi acolo aș putea să fac 37 ori 9x minus 37 ori 30. Deci hai să desfacem, da? Echivalent, te rog. Echivalent cu 11 pe 10. Da, 11 pe 10. Ori 111. Ori 111. Ori 3 plus x. 3 plus x. Egal cu supra cât? Supra 100 egal cu 37 ori 9 vine 97 63 da. Și 27 cu 6 33 minus 33x, da? Da. X minus... Minus 30 ori 37, 0, 0, 1... Face cât? 111. 1110. Da? Totul supra? Totul supra 100. Supra? Supra 100, ai zis bine. Da, 100. Și înmulțit cu cine? A, supra 100. Supra 100 mai, da? Era... Așa. Și acum? Putem să desfacem și acolo paranteza. La primul termen. Adică să fie 133. Da. Plus x. Aici n-ar fi bine să observăm că
Pe asta 333 putem scrie ca 3 ori 111. Da. Putem zice așa, da? Și aici, în loc de 1110, putem zice 3, nu 3, 111 ori 10. Ori 10. Putem zice așa, ca să putem scoate 111 în factor comun. Da. Da? Și ce devine ghesțiul? 11 pe 10. Da, 11 pe 10. Ori... Să scriu 333. Nu, să lăsăm așa. 111. 111. Pe lângă 3 plus x. Supra 100. Supra 100. Egal cu 3 ori 111. 111 ori 3. Și cu x. Și ori x, corect. Minus 111 ori 10, supra 100. Ori 10, sutul, totul supra 100. Ce ai putea să faci? Uite-te de o parte și de asta face două fracții. O să scop pe 111 în factor comun. Da. Care va fi obiectivul? Să simplificăm prin cât? Prin 111. Stânga și dreapta. Da. Dar putem simplifica și printr-o 100. Anumitori. Da? Că nu e adunare, e mulțire. Da? Și echivalent cu 0. 11 pe 10. 11 supra 10. Ori. Ori. Al... 3 plus x supra 1. 3 plus x supra 1. Da. 3 plus x totul supra 1. Egal. Egal cu 300... Poți să scop 111 pe lângă. Dar și simplificat. În ideea asta, da? Okay. De-aia nu, nu mai ai pus, da? 3x. Plus, minus, 3x minus. 3x minus 10. Da. Supra 1. Așa. Echivalentul. Și acum trebuie să ducem toate necunoscutele într-o parte. Da. Să facem și mulțirea asta, nu? A. Vine... 33 plus 11x. Așa, 33 plus 11x. Supra 10. De acord. Egal cu 3x minus 10, supra 1. Supra 1. Pe aceasta a doua o putem amplifica cu 10. Așa. Și vom avea? 33 plus 11x supra 10. Sau să nu mai scriu supra 10, că bun, deja... Bun, filmul anumitor. Ok, bine. 11 x egal cu 30x 30x, corect. Minus 100. Așa. Și acum ducem toate necunoscutele într-o parte și cele cu... Deci termenii cu da. X într-o parte și celelalte care nu au x în cealaltă parte. Așa. În care parte alegi să duci pe cei cu x acolo? Cei cu x în partea stângă. Da, da, e 11. În partea dreaptă. Dreapta. Da, în partea dreaptă. Deci scădem 11 și adunăm 100. Așa, și în stânga va fi, da? Deci vine da. 33, 33 plus 100. 100 egal cu 19x. 19x. 133 egal cu 19x, x egal deci, cu 7. Deci 133 egal cu 19x, de unde duce că x egal cu 7. Iată că am rezolvat aici problema. Dacă ne dădea x o fracție, am fost încântați? Nu, pentru că ne cere să-l aflăm pe x ca număr natural. Dacă x ar fi dat 11. Dacă x ar fi dat 11? Da. Ai fost încântat? Ai fi acceptat? Nu. De ce? Era greșit. A, dar răspuns, dar tu nu știi răspunsul. Tu acum te-ai ghidat probabil după răspunsul... Nu știi din manual răspunsul. Ce este? De la început puteam să fixăm despre x ceva. Ce este x? A, x e cifră. Asta. Da. X e număr natural. E x mai de fapt, de 9. X trebuia să spunem că aparține mulțimii de la 0. 0 are voie să fie, nu? 1, 2 și mai departe. Ba da, voie să fie 0. Uite, văd prima poziție. Tot era 0,21. 0,21, ai dreptate, da? Putea să fie x și 0.
Am un motiv să zic că nu? Nu am niciun motiv. Inclusiv 0. 0, 1, 2 până la 9. Da? Important este să fiți sesizat că e vorba de cifră. Hai să mai vedem o dată unde am avut dificultăți și nu am acolo avut... Acolo, la 10, am avut de asamblu și era greșit. Așa, aici mare greșit. Da. Da? Acum nu se mai fac. Este greșit, e corect, nu? Răspunsul da, X șapte, egal șapte, cu 7. Deci, șapte. O primă observație, aducem la aceeași numitor, mă la adună și scădere. Clar asta. Deci, înaintea de apucat de exercițiu, filmăm. A fost bună ideea că trecem totul în fracții. Uh-huh. Am păstrat bară deasupra, foarte important, că dacă nu păstrăm bară, greșeam tot. În clipa în care am văzut aceeași numitor, am zis supra 100 și am tradus numărul acesta în baza 10. Și am făcut 100. Și am sesizat foarte repede. 111 sunt factor. Da, după aia. Înseamnă 3 plus 6 aici. Și de acum, ideea importantă, din nou aici, hai să spunem că s-a strecurat parcă o greșeală, da. Aici, când ai zis, a dus la aceeași numitor. Și de acum, în clipa în care ai văzut 33, 1110, după desfacerea paranteză. Îi scriem cum e așa, ca să filmăm. Ideea este să simplificăm peste tot, dar văd 111 acolo. Sigur, cam dus după noi 100-100 ăsta, puteam să scurtăm mai devreme. Deci, în clipa în care ai văzut 100 și aici, iarăși, 10 ori 10, 100, simplificăm printr-o 100, imediat. Ne rămâne 11 ori 11 pe lângă nu știu ce acolo, 3 și supra 10, adică asta trebuia să o vedem foarte repede. Nu ne apucăm să mulțim 11 ori 111, că strigăm exercițiu. Exact. Pentru că pe parcurs, când am sesizat 330... Dar acolo, domnul, de unde ne-a dat 111? 1110? Păi, de unde? Dacă făceam 111... Ori 10. Dar ne aveam ori X. Dar 37 ori 3... 37 ori 30 am mulțit aici. Da. Da. Știu. 37 ori 30 face 1100... 110. Da. 10, da? Și la fel, 37 ori 9 fac 333 ori X. Dacă acolo mă uitam și mi-a zis... Da? Deci, da. Ce, cu ce ne cu ce plecăm, cu ce învățăminte de la aceste lecții? Că nu trebuie să amplificăm atunci când este înmulțire sau împărțire. Așa. Și că doar atunci când este posibil. Adunare și scădere. Atenție multă. Deci adunare și scădere. Facem toată chestia asta tot timpul. Deci nu ne permitem să greșim. Da. Așa. Acum aș vrea mai câte mai avem ceva da, de făcut. Da, și jumate. Așa, așa. Care e făcut acolo? 14, 19, în continuare. Cineva urmărește ieșiți noastră și te tot întreabă, nu? Da. Cine este? Deci următorul predavide, 19? Da. M-am pus și una de la 7 stele. Hai că vedem. Erau și de... Ok. Hai să vedem. Ai tot că așa copil în clasa 5-a? 19, da? Ai zis? Da. 19. Arătați că pentru orice cifre X, Y, nenule... Arătați. Oricare ar fi X, Y, nenule și diferite de 9. X, Y, nenule. Adică ce înseamnă X, Y? Diferit de 0. Așa. Și diferit de 9. Așa. Și diferite de 9. Da. Are loc egalitatea. Are loc. X, virgulă. De fapt, nu X virgulă, X virgulă Y în perioadă. X virgulă Y în perioadă. În perioadă. Cu bară deasupra. Da. Plus Y virgulă X în perioadă. Da. Egal cu X virgulă Y X în perioadă. X virgulă Y X în perioadă. Cu bară deasupra. Da. Este egal cu X virgulă YX în perioadă.
Y-ic sunt pe noua, da? Amândouă Y-ic. Așa. Așa. Cu bară deasupra plus Y, virgulă, XY în perioadă. Tot cu bară deasupra. Păi, singurul lucru care ne vine acum în cap e să scriem totul fără suprație. Da, te rog. XY minus X. Minus X, tot cum bară. Nu, asta da, tot cum. Dar nu doar XY cum bară. Păi, hai să vedem cum facem. Că... Din XY, din numărul ăsta XY, da, vedem pe X, da? Așa. Nu e doar XY cum bară, că da, e număr. Da, 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 XY, corect, minus X. Supra 9, 10, supra 9. Supra 9. Plus Y. YX supra minus Y. Minus da. X, sau minus Y, da. Da, supra. Supra 9. Da. Egal cu X, Y, X minus X, Y. X minus X, Y. X, Y, tot bară. Da, e număr. Supra 90. Supra 90. X, Y, X. Și egal în continuare, da? Da. Aici e egal, ai spus Cristina, nu... nu egal, 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 nu, egal, suma da. Aici, nu, nu, sumă. Nu, doar prima e sumă. Da. Egal cu o X, Y. Acolo e suma, aveți dreptate. Uitat-o număr. Da. Deci aveți prima sumă, așa, și acolo e plus. Așa, că era plus, o simetrie. E plus, da. Și, dar tu nu știi, lăsați ceva, nu-i văd niciodată. 19, x, Y, da, plus Y, X egal cu X, Y, X în perioadă, plus Y, virgulă, e scris greșit, acolo e, nu, mai în față, Y aici. Acolo, Y, virgulă, X, Y în perioadă, deci virgulă X, puneți virgulă, virgulă X, virgulă X, X. Și Y în perioadă. Și numai Y în perioadă. Y în perioadă, da. Așa. Y în perioadă. Perioadă. Este egal. Ce am dreptat? Eu altceva. Este egal. Puneți deci acum egal, egal, da. Da. Și ștergeți, că e iurea, nu știu ce. Da. Este egal cu X, virgulă. X, virgulă. YX în perioada amândouă, cu bară deasupra, plus Y, virgulă, XY în perioadă. Nu știu. Mai doi. Nu știu ceva. Da. Deci, doi. XY plus, corect, egal cu XY, corect. Acu' e bine. Da. Da. Deci, noi să vedem acum hale. Cum gândim. Acum asta se ține. Egal cu. Deci. X, Y, X. X, Y, X. Minus X, Y. Minus X, Y. Bară. Bară amândouă. Supra 90. Da. Plus Y, X, Y. Supra 90. Minus. Minus Y, X. Y, X. Da. Egal cu. Deci, X, Y, X, minus X, supra 99, plus Y, X, Y, supra 99, X, Y, supra 99, minus Y. Deci, minus Y. Minus Y. Minus Y aici, da? Da. Așa. XY aici bară, da? Da. Hai să-l scrimim echivalent cu... Și acum... Deci tot în, în 10, bază 10. Da. Cât ar pe aici? Vine 9, X... 9, 9 X. Plus 9 Y. Plus Y. Supra 9.
supranos plus, faceți același lucru și aici. Plus, deci, 9y da. Plus x, totul supra 9. Totul supra 9. Egal cu, deci, ce ar veni aici? Ar fi 100y, stați, 101x. Deci 100x. Și cu x, 101x minus 10x. Deci, cât ar face? 91. 91x, e bine? Din 100 scădem pe 10x. Și adunăm 1. 90 și adunăm x-ul de aici. Deci 91x. Minus. Plus 9. Plus 9. Y. Y. Supra. Plus în continuare, să vedem și acolo. Plus 91y. 91y. Plus 9x. 9 totul supra 90. Yes. Totul supra 90. Și aici iar vine același. Deci egal. Aici o să vină egal cu 101 minus 100x. 100 x supra 99 supra 99 plus 10y plus 10y. Ia să vedem dacă ai făcut bine. Deci e 100 x da, 101 minus 1 100 100 x plus 10y plus 10y da. Și plus plus 100 y 100 y plus 10 x cu 10x supra 99 supra 99 e bine? Deci ai 100 păi facem inversul ce acolo da, da, cu 10x egal corect hai să punem același numitor da, că 99 și într-o parte și în alta ce devine? Deci, ce bine, să... deci 10x 10x plus 10y plus 10y supra 9 corect egal cu 100x 100x plus 100y 91 și cu 9 deci 100x plus 100y supra 90 supra 90 egal cu 100 aici n-avem ce să a, ba da, 110x 110x plus 110y supra 99. Da. Ok. Ce putem face acum? Pot scrie 100... deci în prima scop e 10 în factor. Da. 10 pe lângă. 10 pe lângă x plus y. Da. Supra 9. Foarte. Egal cu 100... pe lângă x plus y supra 90 egal cu 110 pe lângă x plus y supra 99. 110 pe lângă x plus y supra 99. Ce aș ne poți face? Putea să o amplific pe prima cu 10. Da. Și vine 100 pe lângă x plus y. Deci vrei să elimini numitorul? Da, asta mă gândeam. Da. Hai, îndrăznește să vedem cum te duci. La numărător, toți numărătorii, prin câte am putea simplifica ca să numărătări? Printr-un 10. Printr-un 10, da? Și egalitatea și inegalitatea sunt ca la... Aș fi x plus y. X plus y totul supra 9. Egal cu 10 x plus y. Pe lângă x plus y. Egal cu 11 pe lângă tot x supra y. A, supra 90. 90. Da. Și egal cu? 11 x plus y. 11 supra 99. Pe lângă x plus y. Da. Supra 99. Am putea acum să simplificăm pentru 9.
toți numitorii. Numitorii toți da. Pentru 9. Și ce devine? X plus Y. X plus Y. Egal cu 10 X plus Y supra 9, 10, supra 10. Și se poate simplifica. Da, și adică da. Egal cu X plus Y. Y. Egal cu X plus Y. Și egal cu X plus Y. Da. Povestea era să găsim pe X și Y, nu așa încât să aibă loc egalitatea asta. Arătați că pentru orice asta cifre X, Y, nule, are loc egalitatea. Păi are. Da, dacă X egal cu 1 și Y egal cu 2, e corect. Nu mai. Indiferent ce X și Y punem aici, are loc egalitatea asta. Noi am tradus-o de aici, am adus la asta. X plus Y egal cu X plus Y egal cu X plus Y. Da, am luat-o, practic, au luat-o separat, zicem, prima adunare, da? Da. Și a scris-o direct ca X plus Y pe 9 plus Y plus X pe 9 și a scos direct că X plus Y în paranteză plus X plus Y supra 9 și au dat direct că 10 pe lângă. N-au muncit. Am tradus-o pe asta, tot am tradus-o. Ei, până la urmă, trebuie să iau și calitățile acestea. Da, da, pe rând toate pe rând. Și apoi să vedem dacă ele între ei... Asta, noi am mers simultan cu toate și atunci a ieșit egalitate peste tot. Și atunci da. Ne spunem că am... Dar mare atenție la... La transformarea acesta, da. În baza 10, tot ce trebuie să facem. Uh-huh. Da. Mai avem ceva la rezolvați înmulțimea numerelor naturale nenumere ecuațiile. Ecuațiile. 1 supra x plus 1 supra y este egal cu 1 pe 2. Și mai am dat adică... Matăta? Punctua, da. Deci punctual să rezolvăm un număr da. Natural, ecuația asta, 1 pe x plus 1 pe y, să fac 1 pe 2. Păi, eu mă gândesc ca... x-ul să fie 4 și y-ul să fie 4. Deci dacă x pentru x egal cu y egal cu 4, ce devine relația? 1 pe 4. Da, 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Da. Egal cu 1 pe 2. Egal cu 1 pe 2. Și va veni 2 pe 4. Pentru că, într-adevăr, 2 pe 4 face 1 pe 2. Este adevărat. Deci e găsit un x egal cu y egal cu 4. Asta ar fi. Dar urmă și altele, că nu te poți mulțumi să spui că ai făcut greșițul un pic asta. Deci te întreb, dacă mai există și alte perechi păi, de numere. Noi, dacă noi am aflat aceasta, doar cea de 2 pe 4. Dacă încercăm să ne ducem la 6, va fi 6 pe 2. Și când împărțim la 2, ne va da 1 pe 3. Și nu va fi 1 pe 2. Pentru că... Deci cum se ne duce la 6, că n-am înțeles? Adică, de exemplu, x egal cu y egal cu 6. X egal cu Y egal cu 6. Da. Tot egal ele de 3. Da, păi dacă n-ar fi egal, n-ar reuși să facem atunci. Deci tu...